Astăzi îl avem în prim plan pe Cristiano Ronaldo într-o echipă de portughez, bă, hai să începem! Psst, băiatu, vrei coins la FIFA? Intră pe fifacoin.com și folosește codul QUICK pentru 5% reducere. Cât ambianță frumoasă găsiți pe G2A! Linkul în descriere alături de un cod de reducere! Hai să vă prezint echipa pentru început. Avem un poarte pe Rui Patricio, bă. 2000 de coins costă Rui Patricio. Mărețul portar foarte bun. Mi-a pus probleme, am jucat de câteva ori împotriva lui și chiar e bun pe Ultimate Team. Probabil și de aia are preț așa mare și probabil e și singurul din din Liga Portugalii care e ok. Nu știu, e posibil. Mai departe, l-avem pe Pereira, l-am luat pe ăsta din cauza frezei. Adică are o leacă de pace, îmi place, are physical puțin, dar frizura na, n-ai cum. Ai un mini gulit acolo. Apoi îl avem pe Semedo cu 72 pace, 82 physical, 78 defending în apărare, alături de primul bronze și singurul, cred, Almeida Santos. Am văzut că are pace și physical și pe mine mă atrage chestia asta. Ce? What are you, fucking gay? Apoi îl avem pe Talocha. Talocha ăsta, 72 pace. Nu prea am găsit un left back interesant pe aici, am vrut să le iau pe ăsta pentru că e destul de echilibrat și mi-a fost și silă să mai caut sincer, așa că luăm pe băiatul ăsta, Talocea. Apoi avem la centru pe Espinio, un jucător foarte echilibrat, cu ceva pace, 3 stele, 3 stele, e decent, are passing și l-avem și pe Costinia, tot central midfielder, ăsta are pace mult mai mare, 88, passing destul de micuț, dar are dribbling ok, 4 stele weak foot, 3 skill moves. Apoi avem un jucător care mi-e place foarte mult din statusuri, pe Fernandez, Manuel Fernandez, foarte echilibrat. Chiar sunt curios ce poate. 4 stele, 4 stele mai ales. Nu știu, abia așa să joc cu el. Apoi avem right winger pe Jalo. Are 4 stele, 4 stele, 88 pace, 70 shooting, interesant. Are și dribbling. Sper să fie bun. În centrul atacului avem pe Silva, Andre Silva, pe care îl vedeți și în cariera noastră, sau mă rog, în ultima vreme nu prea mai vedeți. Fuck you! Și într-un final avem, bineînțeles, pe Ronaldo, bă, 5 stele skill moves, 4 weak foot, 90 pace, 93 shooting. Cristiano Ronaldo este Dumnezeu aici, bă. Îl avem loan de la precomandă și am zis să abuzez și eu de el aici în videouri. De ce nu poate să mai facem ceva cu el, o nouă echipă, nu știu. Să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să mai jucăm cu Ronaldo aici, că îl mai avem încă 5 meciuri, de fapt încă 4 în afară de ăsta, pe care o să-l jucăm acum. Hai să căutăm. Avem, bineînțeles, și oponentul, o, dă-te dracu, că și ăsta are loan, bă, și are pe fucking Gunnery. Deci, mamă, cât vreau să joc cu cartonașul ăla, jur. Ariu ăla, Ronaldinho și Ronaldo brazilianu. Vreau să joc neapărat cu ei, măcar o dată. Și l-are și pe Rio Ferdinand acolo în apărare. Bă, are echipă interesantă, chiar dacă nu prea are chemistry, are echipă foarte interesantă. Malagu să nu apară, că văd că tremură o leacă pe aici. Ok, Fernandez, bă, am pasat genial aici. Eu, quick, am pasat genial. Nu vezi să cred că spun asta și este ratare uriașă. Andre Silva a șutat, ok, decent. E, nu e rău. Îți dau și mai tare să aud. Vreau să aud, vreau să-mi fiu încântat de ambianța asta de pe stadion. Jucăm-le la casă, bă, trebuie să aibă ambianță și el. N-are și el susținător, n-are și el fan aici, bă. Trebuie să aibă. Căcat, a scăpat aici Santi Cazorla, bine. Almeida Santos, bă, bronzalăul nostru. Nu știu ce a vrut, nu știu de ce dracu atingea atât de prost mingea, dar e ok. Costinia, pasă la Fernandez. Fernandez, frumos acolo, Espinio, haide tată. Hai tată, la Cristiano Ronaldo, Fernandez, îi pasează genial. Cristiano Ronaldo driblează odată frumos. Cristiano Ronaldo pasă în care, dar nu se bagă Fernandez. Nu se bagă în fața acolo să dea și el gol. Bă, ce frumos a trecut Ronaldo. Așa ceva, bă, se vede, jucătorul bun, se vede, ce dracu. Ok, echipele sunt pretty much echilibrate, zic eu. Ok, pas aici, Andre Silva este liber acolo cu portarul și Andre Silva înscrie 1-0, 1-0, minutul 9, bă. Minutul 9, oare poate, stai, nu îmi spune că dă rage quit deja. N-ar fi trist, băi, oameni, n-ar fi trist să dea rage quit de acum, cu echipa aia, în pizda măsii. Bă, omul are în loan pe fucking Thierry Henry și, ok, nu dă, cred că face ceva schimbare, ceea ce e ok. Adică ar fost trist, știi, să-l ai loan doar pentru un număr limitat de meciuri pe Henry și după aia tu îți dai rage quit ca prostul. Trebuie să joci cu el indiferent că pierzi, bă, că trebuie să abuzezi acolo și să te distrezi. Ok, poate să-i dăm o stoia la picioare, nu putem. Hai Ronaldo, bagă-te peste ei de dracu. Este că am luat-o și ăsta cu pase rapide pe aici. Bă, pulache. Bă, ia-o în git. Așa, bine, Almeida Santos foarte bun, bă. Ok, pasă, Fernandez, bine așa, Ronaldo. Ronaldo. Toarcem cu Ronaldo, centrăm cu Ronaldo. Ăla a cercat-o foarte în direcția opusă. Căci, de ce dracu nu? What the fuck. O, Ronaldo. Cristiano Ronaldo driblează, frumos, asta-i tata. Fugi Ronaldo, fugi! Ronaldo! No, peste!
Bă, am driblat pe acolo la întâmplare, în mare parte, în caz că vă întrebați dacă am făcut asta sau nu. Habar n-aveam ce fac în pretty much, apăsam pe butonul de skill-uri. Nu știu, am încercat chestii și au ieșit chestii, am avut ocazie. Ok, Costinia, bun mă, ce frumos a venit, recuperăm și nu ne temem de adversar, bă. Eder, bine acolo, Costinia, Costinia, te rog, așa, așa, tata, așa. Talocea, ia uite, pasă acolo, către Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo cu un elastico, dă-te dracu. Hai Ronaldo, tată, hai Ronaldo, treci de ei. Ronaldo frumos cu finesul, nu prea. Mai mult în forță ar trebui să încerc cu Ronaldo, bă, nu știu, nu mi-a plăcut niciodată pe finez Ronaldo, nu e cine știe ce. De aproape, bineînțeles, dar de la distanță nu prea. Bolasi. Mă driblez, tu pizdiuaș pe măta. Un pizdă, ce? Bacambu, nu, trece cu Bacambu aici, pasează. Ce dracu? Bă, dar ăsta, bă, ăsta nu joacă cu ăla, mă. Cu Thierry Henry, deci așa ceva n-am văzut în viața mea. Joacă numai pe partea lui Bacambu. Deci Henry e acolo de degeaba, e recuzită Henry la ăsta în echipă. Ok, frumos, am ieșit aici. Andre Silva e zeu, bă, n-am ce zice. Pasă acolo încă o dată la Fernandez. Și Andre Silva trebuie să dea mare gol aici. Dacă ar ajunge mingea la el. Ah, futu-i bară. Ai, mă, nu pot să crești. Ce? Ce? De ce? What? De ce galben? Ce s-a întâmplat? Aici? Ah, ok. Ok, Bacambu, no, bineînțeles că ajunge la minge, apără Rui Patricio și Eder n-ajunge, bă, la minge. Eder, am vrut să-l iau în echipa asta, bă, în locul lui Andre Silva, dar după aia m-am gândit, stai așa, mă, că avem jucător care știm că e bun și ratează ăsta aici cu Santi Cazorla. Și după aceea, bineînțeles că l-am luat pe Andre Silva. Na, știm cu toții ce-i poate pielea, a dat și gol, a demonstrat băiatul. Hai de acolo, minge, nu, la Bacambu, ce dracu, am crezut că e de-al meu, mă. O, știu ce dracu am văzut eu acolo. A, Eder șutează, prinde Rui Patricio, nu-l bască așa ceva, îmi pare rău. Îmi pare foarte rău pentru tine, de fapt nu-mi pare, dă-te dracu. Așa, pasă, Fernandez, frumos, Fernandez. Andre Silva n-a reușit mare lucru, dar ajunge din nou mingea la Fernandez și acum din nou la Andre Silva. Silva acolo la Ronaldo, Ronaldo, hai și tu cu golul. Bineînțeles că e bară, Costinia și prinde Lopez. Băgame și picioarele, bă, iar bară de două ori până acum. De două ori în nenorocirea aia. S-ar și duce acolo Silva, ce frumos a scăpat de ăla, bă. Hai la Ronaldo. Ronaldo. Trebuie să trecem, bineînțeles că Bolasi îl pune în cap. Căci de ce nu? Și Bolasi îl pune, îmi pune alt jucător în cap. Incredibil. Santi Cazorla, morții mătii. Henry, nu, asta nu e bine, nu e bine deloc. Henry, stai acolo, șezi, bun. A, căcat, Santi Cazorla, Andre Gomes. N-a fost fault, am crezut că se duce fix pe piciorul lui, a dat la peste, bun. Andre Gomes e ce trebuie pentru mine. Aolo, iar ajunge mingea spre Henry. Parcă m-a auzit, bă. Numai cu Henry joacă acum. Fernandez. O, pentru Ronaldo. Da, ce ai pățit, meștere. Cristiano Ronaldo. Driblăm un jucător. Driblăm încă unul. Cristiano Ronaldo trece de incredibil de lejer aici. Și... ce? Stinia. Hai, tată. Du-te. Fernandez. Fernandez. Ce pasă. Dă-te, dracu, Giallo. Se lasă avantaj acolo. A fost fault. Îl punem pe la în cur. Centrăm. Teribil, Giallo e varză la centrare, Spinio cu șutul, prinde Lopez. Parcă s-a lipit mingea aia de mânușile lui. Superb, la port, pac, nu? Ok. Ok, nu mă plâng. Rafa, îl punem în cap, pac, normal că îl punem în cap. Lovitură liberă pentru oponentul meu, îl are pe Henry. Asta nu-i bine, dar centrează. Asta e bine, ba nu-i bine, ba e bine. Ce? Bineînțeles că se întâmplă chestia asta. Henry vs. Ronaldo în acest episod. O, căcat și este. O ratare uriașă, Eder. Bă, a jucat foarte bine asta în repriza a doua. Eu nu prea. Ceea ce-i tristuț. M-a cam dominat băiatul, nimic de zis. Repriza a doua a fost a lui după ce l-am dominat în prima. Ok, Semedo, foarte bun acest Semedo. Apărarea îmi place foarte mult. Urcă Cristiano, vreau să dau și un gol cu tine, bă. Hai să dăm un gol cu Ronaldo, ce dracu avem de pierdut. Cristiano Ronaldo, tot la ele minge asta, Ronaldo de aici, dacă dă ești boss, normal că dă Ronaldo, înscrie în minutul 89, bă. Ăsta vrea să pună pauză enervat, săracul. Ronaldo înscrie pe finalul meciului în sfârșit, ce frumos v-a dat însă. A fost fază frumoasă, dar nu putem să mai vedem, așa e că ăsta dă Rage Quit, e prost, dă Rage Quit în minutul 99, bă. Face altă schimbare, mă, stați așa. Lăsați-l pe el că știe ce face. Căcat. Almiron trece, fii atent că îmi bagă pulo cu un gât, băiatul. Nu, Eder, what? Ce dracu, da, mă, cu cotul?
That was strange as fuck. În fine, hai să mai atacăm o dată, să vedem dacă mai putem. Costinia către Andre Silva. O, oh, Andre Silva cu bulan maxim aici. Hai acolo cu pasa spre Cristiano Ronaldo. Ai de pula mea. Ce pumni în picior i-a dat la Ronaldo, bă. Iisuse Hristoase, ce se... A, s-a terminat meciul. Până la urmă, s-a terminat meciul, bă, cu faza aia pe final. Mareața noastră ocazie, câștigăm cu 2-0. Ronaldo este foarte, foarte bun, chiar dacă am dat numai un gol cu el. Ăsta ne-a cam dominat în repriza a doua, ce-i drept. Nimic de zis. A jucat bine repriza a doua, însă am dat și atunci un gol. Fernandez, mi-a plăcut foarte mult camul acela și Andre Silva e foarte bun. Stați mă, uite, se pare că avem la highlight-uri aici ultima noastră ocazie cu Ronaldo. Vreau să văd cum dracu a intervenit portarul în Ronaldo, că a fost un impact absolut teribil. Ia să vedem, direct în... Oi, de pista, măsi! Ce dracu e asta, bă? What the fuck? Ok, that's pretty nice. Ok, trebuie să recunosc, hai să schimbăm așa. Ok, deja nu mai arată, arată direct Brazers. Puteți să punem într-un colț aici. Și na, what the f... Ok, ce impact! Ai de capul, Ronaldo a căzut acolo pe mână. That was nice, ok, mamă, direct cu capul în pulpa lui Ronaldo, bă, genial. Oricum, cam atât pentru astăzi, oameni buni, să-mi spuneți în comentarii ce echipe din astea vreți să mai fac pe viitor în următoarele videouri. Echipe speciale, echipe din naționalități diferite cu jucătorii ăștia mai importanți, dacă o să găsesc pe aici, de ce nu, să-mi spuneți. Eu am fost cu X, aveți o zi absolut grozavă, bă, ciao les.